Am revenit la emisiunea Ce vor plantele. Invitatul meu de astăzi este doctor inginer Hora Ghibu, specialist în protecția plantelor, care vă așteaptă întrebările la numerele de telefon afișate pe ecran. Domnul Ghibu, în pauza publicitară primisem un telefon de la un telespectator și ne întreba ce să facă frunzele părului îi se usucă. Era o întrebare, era indicat să intre în direct cu noi, să le întrebăm dacă frunzele se usucă și au culoarea brună sau neagră. Da, este o problemă un pic mai delicată, pentru că acum în perioada asta frunzele se usucă oricum, dar dacă le-a avut pe o parte a pomului uscate, dacă sunt brune, atunci este vorba despre rapăn. Este o boală care se poate vindeca fără probleme cu tratamentele care le-am prescris tot timpul anului. Dar nu acum, la momentul ăsta, acum, mai facem primăvară. Acum nu se mai face absolut niciun tratament la niciun pom până când nu cad frunzele, facem tăierile și după aceea începem tratamentele fitosanitare așa ca la carte. Însă, dacă a avut în corona pomilor lăstari, adică lăstari, vorbesc așa, de 30-40 de centimetri, nu cei care li s-au uscat vârful. Da. Acolo este vorba de atacul la o insectă, psila îi spune. Acolo e o problemă simplă, să taie vârful jos și cu asta s-a terminat. Dar aici, dacă apar frunze negre pe, în corona pomilor, și lăstarii se negresc și au forma asta de cârje, iar frunzele persistă și toamna târziu, deci frunzele celelalte au căzut, iar frunzele astea persistă în corona pomului, atunci este vorba despre o bacterie Ervinia, îi spune, extrem de periculoasă, va trebui să înlăture crenguța respectivă sau creanga respectivă cu 10 cm mai jos de atac, deci să taie în verde și acolo să aplică o pastă de champion, după care pomul va fi urmărit în continuare și în anul următor, pentru că bacteria va lucra. Ea se va răspândi cu ajutorul sevei în toată planta și dacă noi nu prevenim acest atac, s-ar putea întâmpla ca până la urmă pomul să îl scoatem afară și să îi dăm foc. Asta era și soluția mea în cazul în care există un singur pom în livadă. Haideți să renunțăm la el decât să împrăștiem absolut, pentru că Ervinia în toată livada. Răspândim Ervinia și cu forfecile sau cu fierăstrăul care îl... Și insectele și păsările. Exact, și păsările pot să răspândească bacteria, pentru că bacteria pe crenguțele respective emite un exudat bacterian. Omul nu-l prea vede cu ochiul liber, este o soluție așa, lucește un pic și îl poate confunda chiar cu excrementele de la afide. Și se răspândește de către păsări, cu unghiile le duc și ele, când se prinde crenguțele verzi, acolo fac o breșe. Se instalează bacteria și ca atare avem o nouă... Un nou plantă infestată. Da. Da. Haideți să mai spunem bună dimineața unui telespectator. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața, vă ascultăm! Nu vă supărați. Întrebare pentru domnul Ghibu. Vă ascult. În legătură cu șampionul ăsta. Da. El este, cum să vă spun eu, stagnează floarea la roșie sau nu stagnează? Nu. Nici într-un caz. Șampionul este un fungicid extrem de performant, este un fungicid bactericid. El oprește și infecția bacteriilor, adică răspândirea bacteriilor. Dumneavoastră ați vrut să ne întrebați dacă el persistă în plantă mai mult timp? Mă refeream în special pentru că mulți spun că stagnează, deci stagnează creșterea. Nu, nici într-un caz. Nici într-un caz, nu. Este, să vă spun ceva, este un produs care de contact, nici de cum sistemic, nu pătrunde în interiorul plantei, nu poate să stagneze, doar, v-am spus, se aplică preventiv pentru evitarea infecțiilor care se pot produce la plante. Și chiar numai pentru două boli este omologat acest șampion? La ce spuneți?
Zic, chiar numai pentru două boli la roșii? Nu, nici într-un caz. Deci campionul este omologat pentru prevenirea infecției cu Ervinia. E o bacterie extrem de periculoasă. După aceea este omologat pentru mană. Are cuprul metalic 50%, de aceea îl recomand. Ca și funguranul, ca și cosaidul, ca și alcupralul. E foarte bogat în cupru și de aceea îl recomand să se folosească. Are cupru metalic 50% și granulație extrem de fină. Da. Bine, vă mulțumesc. Cu mare plăcere. Vă mulțumim. Alo, bună dimineața. Alo, bună dimineața. Salut. Aș dori să-l întreb pe domnul profesor dacă există ceva erbicid care să se dea, de exemplu, în stratul de ceapă. Da, există. Sau la morcov, la țelină. Deci, după ce au crescut plântuțele. Există. Deci, la ceapă puteți folosi produsul goal. Goal, G, de la gâscă. Da. Goal. Iar pentru morcov pătrunjel sunt mai multe produse care se pot aplica. De exemplu, înainte de semănatul morcovului și pătrunjelului, nu știu dacă mai există un erbicid bun, era mai acum câțiva ani, treflanul. Treflan. Da. Dar sunt și alte produse performante. Afalonul este un produs foarte bun, dar este trecut într-o altă grupă pe care agricultorii nu toți îl pot folosi. Da. Sunt o mulțime de... Sau, de exemplu, este produsul stomp, care se utilizează în legumicultură la foarte multe plante. Da, știu. Însă trebuie neapărat să știți cum să-l utilizați. Sunt unele erbicide care se aplică la pregătirea patului germinativ, da. Sunt altele care se aplică înainte de germinarea semințelor și da. Sunt altele care se aplică în perioada de vegetație, dar în perioada de vegetație până în 4 frunzulițe, după care se aplică alte erbicide care pot să combată în general gramineele, pirul, costreiul și așa mai departe. Da, problema era tocmai că înainte de plantare dădeam cu stomp, cred că soțul dădea, și da. Pe urmă apăreau buruienile și nu sigur, mai reușeam. Sigur că apare, dar v-am spus, dacă găsiți în comerț treflan, ăsta da. Îl puteți aplica înainte de semănat, însă după aplicarea erbicidului, imediat trebuie incorporat în sol pentru că el este volatil. Da, da. Și atunci aș poate face efectul. Deci aplicarea erbicidului și imediat incorporat în sol. Și o să vedeți rezultatele. Dar sunt și alte produse performante. Promedonul, spre exemplu, nu-mi vin mie minte acum că sunt N plus 1, știți? Da. Nici mintea mea nu le cuprinde pe toate, dar sunt foarte, foarte multe produse erbicide care se pot aplica la legume, nicio problemă. În perioada când se fac erbicidările, o să vin eu cu o întreagă listă și o să vă spun când și cum se aplică, în ce doze, da, asta în primăvară. Da, ar fi foarte bine. Da. Mai am o întrebare în legătură cu trandafirii. Da, spuneți. M-a îngrozit ce mi-a spus cu bolile care apar. Totuși, deși am foarte mulți, cel puțin am avut probleme până acum. Spuneți-mi, vă rog, la ce dimensiune se taie ramurile și câte să rămână toamna? Deci, dumneavoastră, va trebui acum, când trandafirul e în declin, deci încep să-i cadă frunzele, da? Da, da. Curățiți tot acolo și lăstarii, vedeți dumneavoastră, de jos, de la inserția, de la pământ, da. Numărați 3 frunzulițe, deci ele cresc alternativ, uitați așa, pe, deci 1, 2, 3 și tăieți jos, da? Da. 3 frunzulițe lăstari? Să rămână. Cât lăstari să las? Puteți să lăsați cât doriți dumneavoastră, nu e o problemă, în funcție de cum e de dezvoltată tufa. Deci n-are importanță, nu eliminați, lăsați-i așa pentru că oricum la iarnă probabil că 1-2 lăstari se vor usca, da. Lăstarii care nu ajung la maturare, adică nu se coace lemnul. Da, și atunci ăia peste iarnă vor îngheța și ăia vor trebui eliminați. Dar dacă, în ce zonă sunt? În Apahida.
A, păi aici e o problemă simplă, nu? Și nici nu trebuie îngropați. Lăsați-i așa, fără să-i înveliți cu pământ. Trăgeam un pic de pământ în jurul lor. Așa, dar să nu acoperiți lăstarii, pentru că numai necaz vă faceți. Eventual, dacă iarna va fi foarte grea, să îi înveliți în hârtie de sac. Aha. Și cu aia, protejați, de asta, sac de ăsta de ciment. Da, da. Puteți să folosiți și sacul de ciment, dar să-l întorceți pe dos. Da, anul trecut am pus ceva gunoi în jurul lor, adică în jură, și am aruncat în tufă. Da. Și totuși... Dar să știți că gunoiul prin fermentare, acolo sunt o mulțime de ciuperci și de bacterii. Uh-huh. Alea pot produce infecții la tulpinile respective. Da. Deci nu recomand să folosiți gunoiul. Lăsați tulpinile așa cum sunt, lăstarii, și împachetați în hârtie de sac dacă temperaturile afară depășesc minus 15 grade. Da. Dar dacă nu depășesc minus 15 grade, lăsați-l așa, pentru că el face parte din familia rozaceilor, ca și pomii fructiferi, și dacă pomii nu îngheață, nici trandafirul nu îngheață. Da. Foarte bine. Da. Mulțumesc. Mulțumim. Cu mare plăcere. Mulțumim și noi. Alo, bună dimineața. Domnul Igea, de la Baia Mare, mă numesc Toma. Am făcut o plantație de vreo 30 de meri. Da. Sunt în a treilea an de vegetație. Anul s-a făcut și câteva fructe. Însă, pe tulpină, la o jumătate de metru, mi-a apărut ca și cum ar fi mâncat. Un bătrân a zis că, de fapt, se numește cancerul mărului. Nu, cancerul bacterian este o umflătură care se produce jos, acolo, aproape de pământ. Nu, ăsta e cam la o jumătate de metru, domnule. Și e umflătură? Nu e umflătură, este parcă ar fi mâncat din el. Știți? Nu, deci... nu. Acolo probabil că veți avea dumneavoastră ceva dăunători. Încercați și înlăturați pe o porțiune destul de mică coaja și vedeți. Avem ce... și în imagini dacă așa arată, să-l întrebăm pe domnul dacă așa arată. Așa arată ca și în imagine? Nu. Deci nu e cancer bacterian. Este mâncat din el, știți? Deci lipsește partea de coajă pe o porțiune așa de vreo 5 centimetri. Și are ceva galerie acolo? Nu are nimic. Deci, practic, el a făcut și anul. Atunci faceți altceva. Cu un cuțit, cu un briciag, răzuiți partea aia care îi bolnavă și aplicați o pastă de champion. Cicatrizați acolo rana și cu asta ați rezolvat problema. Pastă de? Champion. Champion. Da. O faceți așa ca și smântâna, știți, să nu curgă de pe pom. Și o aplicați fie cu o pensulă, fie cu o spatulă, cu ceva, încât să rămână acolo. Și n-a trebuit să o leg cu ceva ca să rămână. Puteți să o și legați, dar nu cu nylon. Și nu strâns. Nu cu folie. Să o legați cu o cârpă, cu ceva. Cu o cârpă. Da. Și a doua întrebare, domnul Ger, da. am avut niște vâsc pe niște, tot meri din ăștia mai bătrâni. Da. Am tăiat din ei și acum, de fapt, au rămas numai niște ciote. Da. Credeți că vor mai reapare vâscurile astea? Sigur, vâscul apare dacă există sursă de infecție, dar vreau să vă spun altceva. Dumneavoastră, dacă vreți să faceți, chemați un specialist să vă facă tăierile de regenerare. Dacă pomii sunt bătrâni, dar totuși vor da crenguțe, atunci acela specialist care îl duceți acolo să știe să facă tăierile de regenerare. Așa se numesc acelea. Și revigorați pomul. Numai tulpina rămâne, o să dea niște șarpante noi și o să aveți un alt pom foarte frumos. Deja au dat crenguțe, domnul Ger, că de fapt am dat în primăvară, deja crenguțe au dat. Dacă au dat crenguțe, pe alea trebuie să le favorizați, tăieți restul și lăsați crenguțele alea să se dezvolte și o să vedeți că aveți un alt pom. Mulțumesc, vă mulțumesc tare, mult vă doresc o zi bună. Asemenea. Mulțumim, alo, bună dimineața. Sărut mâinile. Bună dimineața, domnul profesor. Am două întrebări, dacă se poate, de la Dej, vă sun, Adrian. Deci, dacă în această perioadă nu-i prea târziu de mutat căpșunii, vreau să-i mut dintr-un loc mai bun. În ce zonă sunteți? În Dej. Puteți să-i mutați acum, dar cât se poate de repede. Și, eventual, să le mai dați și un pic de apă, ca să se poată prinde acum rapid.
ceva tratamente acum după mutare? Nu necesită? Faceți niciun tratament. Eventual puteți face un singur tratament, dar numai după 7 zile de la plantare, cu ditane. Cu ditane am, ditane, l-am. Da? Da? Și v-aș ruga să-mi spuneți cam ce distanță să fie între ei? Distanța între rânduri să fie de cel puțin 1 metru. Un metru? Da, 70 de centimetri până la 1 metru. Am înțeles. Și între ei? Între rânduri, da? Da, și între ei pe rând? Între ei poate să fie o distanță de aproximativ 40-50 de centimetri. Am înțeles. Alo? Da. Ce? Încă o întrebare scurtă. Aș vrea să pun sub sticlă, știți cum se pune tije de trandafiri? Da. E târziu acum? E târziu acum. În ce perioadă se pune? În august-septembrie. August-septembrie. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Pe română, sănătate vă doresc. Sănătate. Mulțumim la fel. Alo, bună dimineața. Să rămâne bună dimineața. Vă ascultăm. Cu domnul inginer Ghibu aș dori o singură întrebare. Vă ascult. Dacă totuși mulia noastră din casă e o grâză, așa, foarte periculoasă, cum se poate cel mai rentabil tratament, care este? Deci, dumneavoastră încercați să găsiți pe undeva niște Reldan. Și aplicați soluția respectivă, puteți să stropiți și hainele din șifonier și unde le mai aveți dumneavoastră adăpostite, da, și plecați de acasă cel puțin 5-6 ore. Când vă reîntorceți, aerisiți și tratamentul ăsta îl repetați la 2 săptămâni. Da. Deci, ca să pune ceva în șifonere, nu există asemenea? Există și așa ceva, dar... Nu putem să vă spunem numele produselor pe post, există în magazine... Sunt, vedeți că sunt cu fotografii pe ele și scrie pentru moli. Dar eficiența substanțelor, substanța respectivă trebuie să o țineți în permanență acolo. Dar ceea ce v-am spus eu, faceți tratamentul și repetați la 2 săptămâni și nu mai aveți probleme. Tratamentul cu Reldan, zic eu, să-l aplicăm în cazul unei invazii, într-adevăr, da, nu pentru 2 moli. Nu, așa, pentru mai multe. Da, pentru mai multe. Dacă aveți mai multe, atunci încercați să găsiți undeva Reldan și rezolvați problema. Mulțumesc, o zi bună, să rămână la sănătate. Mulțumim la fel. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, Mihaela sunt. Seamnă. Domnul Ghibu, vreau să vă întreb, anul acesta, în primăvară, mi-am plantat câțiva butași de trandafiri. Da. Eu acum îi pregătesc pe iarnă, fiind așa tineri. Deci, n-are importanță dacă lemnul este matur și se coace până peste 2-3 săptămâni, asta se vede. Da. Lăsați-l așa, sunt de unde, din ce zonă? Din Cluj. Din Cluj. Deci nu e o problemă, lăsați-l așa, deci să se dezvolte el normal, să scutură frunzele, după ce s-au scuturat frunzele, îl tăieți așa la inserția de 3 frunze, deci da, numărați de jos 1, 2, 3 muguri de... și după aceea muguri dormiți și după aceea îl tăiați. Deci să fie tija așa de aproximativ 30-40 de centimetri, da? Da, și îi acopăr... Nu-l acoperiți deocamdată cu nimica, pentru că ei oricum respiră. Și când temperaturile afară scad sub minus 15 grade Celsius, da, atunci îl acoperiți cu o hârtie de sac. Dar cu sticlă de plastic? Nu acoperiți cu sticlă de plastic. Sticla aia de plastic se folosește doar la trandafirii care îi plantăm acum. Deci se plantează lăstare așa de 70 de centimetri sub borcan să facem o altă plantă. Aia e altceva. Să nu puneți nimica pe el. Dacă e plantat de anul trecut. Da. Îl omorâți. Așa. Și câțiva butași nu mi s-au prins. Acum când e bine? În toamnă sau în primăvară să plantez alții? Deci acum în toamnă se plantează. Acum în toamnă. Dumneavoastră veți cumpăra butașii cu rădăcină, da, rădăcină nudă, fără pământ, acasă cu niște pământ și niște bălegari faceți o mocirlă, mocirliți rădăcinile și așa faceți plantatul. Într-un pământ bun. Dacă nu aveți pământ bun în groapa respectivă, cumpărați niște pământ de la o prăvălie dintre asta mai mare, de la un supermarket, și în pământul respectiv de flori plantați trandafirul. Dar nu-l acoperiți.
Da, câțiva trandafiri mici la umbră, iar cum îi ajut să se dezvolte mai bine? Sau? La umbră orice plantă crește mai greu. N-aveți cum. Numai că e mutat soarele mai încolo. Da, da. Da. Și au început iar pe frunzele să se uște. Trebuie să tropesc cu ceva la trandafir. Nu, da. este fiziologic normal acum dacă se usucă, ele vor cădea. Da. Nu faceți acum niciun tratament decât după ce ați făcut tăierile care vi le-am spus, eventual să stropiți tufa respectivă cu un produs pe bază de cupru. Champion, Funguran, Cosai, Alcupral, sunt mai multe produse. Sau cu ditane. Dar tăierea asta când se face? Că trandafirii încă sunt florii? Tăierea se face peste vreo 2 săptămâni o puteți face. Când, după ce rămân plantele fără frunze? După ce rămân plantele fără frunze. Da, da, da. Petalele, florile și frunzele se veștejesc. Bine, mulțumesc mult. Cu mare plăcere. Mulțumim și noi. Alo, bună dimineața. Alo, bună dimineața. Vă ascultăm. Aș vrea să vă mutați într-un loc cu semnal, vă auzim cu întreruperi, vă rog. Cu domnul profesor, aș vrea să-i pun o întrebare. Da, spuneți, vă auzim totuși așa cu întreruperi. Încercați să refaceți legătura telefonică pentru că vă auzim cu întreruperi. O să ies asta că vorbeam în cameră. Și acum am auzit mai bine. Da, haideți să încercăm. Cu două profesori aș vrea să pun o întrebare. Da, vă ascult, spuneți. Din comuna Irasă, cred că din Sfara Vățun. Nu, ne pare rău, nu vă înțelegem ce... Vă auzit acum? Vă auzim cu întreruperi. Haideți să refacem legătura telefonică și revenim. Domnul Ghibu, haideți să încheiem emisiunea cu niște sfaturi utile vis-a-vis de ce trebuie să facem în momentul acesta. Toamna este peste noi, vorbisem despre rezerva biologică din sol. Dacă adunăm resturile vegetale, le dăm foc, le aruncăm și asta, există posibilitatea la acest moment să și dezinfectăm solul? Acum, deocamdată, timpul permite. Deci, eu am spus, dezinfecția cu formol se face când temperaturile afară sunt de cel puțin 15 grade Celsius. Să nu coboare sub 15 grade Celsius. Sub 15 grade Celsius, formolul nu mai lucrează. Dar dacă îl aplicăm acum și dacă acolo unde, mă rog, ne putem permite ca după aplicarea formolului în teren săpat. Deci formolul se aplică... De ce vă întrebam acum să facem dezinfecția cu formol? În primăvară, dacă vrem să plantăm primăvara de vreme. Dacă, exact. Să scutim cele 3 săptămâni. Câștigăm un pic de timp. Deci, dacă facem dezinfecția cu formol primăvara, atunci va trebui să stăm 3 săptămâni în care nu putem face nimic cu solul. Deci 2 săptămâni va trebui să stai în repaus, iar în a 3-a săptămână îl prelucrăm și după aceea, deci numai după 3 săptămâni de asta se poate planta. Se poate face dezinfecția toamna, ca să deci acum se poate, săptămâni. Dar trebuie să respectăm termometru. Deci când afară, când aplicăm soluția, trebuie să fie cel puțin 15 grade Celsius. Și dacă există posibilitatea, pe suprafețe mici să punem și o folie de polietilenă, încât să nu dăm posibilitatea substanței să iasă în atmosferă, să stea acolo, să omoare absolut tot. Formolul omoară atât insectele care sunt dăunătoare, nematozii, viermii sârmă și așa mai departe, și câteodată înlătură și dăunătorii, rozătoarele care se instalează acolo. Și după aceea putem, după 3 săptămâni, să prelucrăm și să plantăm ce dorim noi. Dacă nu, lăsăm până în primăvară și în primăvară avem terenul liber de boli și dăunători și putem să facem ce dorim. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și astăzi. Le mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit și așteptăm duminica viitoare la ora 9 cu aceeași emisiune Ce vor plantele și cu tratarea problematicilor legate de combaterea bolilor și dăunătorilor. Până săptămâna viitoare, să aveți toate cele bune!